Zâmbetul pe buze, domnul Dorel a fost părăsit de nevastă sau de consoartă. Pentru cei de la Fly Emirates, că ar fi spus exact cuvintele pe care le indicam și noi, regret minutul în care te-am cunoscut. Păi, altfel cum putea să plece? El întotdeauna când pleacă prima dată, nu vor să lase nicio portiță deschisă, pe care sigur că regret, ar fi bine să rămână așa. Să știți, domnul Fechete, că ați aprecia o femeie care vă părăsește din prima și nu se mai întoarce niciodată. Dar niciun bărbat n-are șansa asta. Drama este că ea te va tot părăsi de aici înainte. Da? Să va întoarce, o vei aduce tu înapoi, n-are importanță cum. Ăsta e doar începutul. Da? Dar de fiecare dată când pleacă pentru prima oară, o femeie nu lasă nicio portiță deschisă. Asta este o chestiune tip. Da? De la Dante încoace, este identic pentru toți. Niciodată ea nu lasă. Când pleacă a 14-a oară, da. Atunci reușește să așa îmbaleze altfel decepția. Dar niciodată, asta este senzațional, niciodată când pleacă prima dată din viața unui bărbat, nu-i mai dă lui nicio șansă. Aparent. Mă asigur că în momentul ăla tu nu ești suficient de bărbat încât să poți să dai tot timpul omenirii înapoi. Sau chiar înainte, ca să știi cum vor evolua lucrurile. Tu nu poți să faci nimic, rămâi blocat în momentul prezent. Da, plângi, râzi, regreți, îți pare bine, nu contează, dar rămâi blocat în prezent. Așadar, ești atât de bou încât nu vei ști nici ce ar fi putut să fie și nici ce va fi. Asta e problema ta, nu a ei. Ea nu se gândește nici la trecut, nici la viitor. Da? Că dacă ai avea străfulgerarea asta, ți-ai dat seama că de fapt nu s-a întâmplat nimic. Dar în momentul ăla suntem incapabili să vedem altceva decât momentul prezent. Ușa aia trântită, vorbele alea pe care ți le aruncă. Regret fiecare secundă, fiecare moleculă, depinde ce a studiat. Da? Fiecare fragmentel, fiecare... Tu de fapt ar trebui să spui stop, în momentul ăla ca în desenele animate să tragi cortina, să te uiți peste 15 minute în viitor. În 15 minute probabil că îți trimite un mesaj și zice ceva de genul: nu cred că trebuia să ne despărțim chiar așa. Adică despărțirea rămâne la 15 minute distanță irevocabilă, dar parcă totuși am mai putea să punem un pic de apă în vin. După care a doua zi își cere iertare și se întoarce. Unele se întorc abia a treia zi. Unele se întorc așa de târziu, adică a patra sau a cincea zi, încât ai și uitat când au plecat. Da? Este o saga dintre asta, dar încă o dată, pentru că nu trăim decât o singură dată, indiferent că suntem Dante Alighieri sau Ana Maria Prodan, suntem toți la fel de proști. Da? Noi pretindem că dacă am mai trăi o dată, am ști să le rezolvăm pe toate. Dar sigur că oamenii de știință spun că și dacă am trăit de 150 de milioane de ori, tot la fel de proști am fi. Da? Și că niciodată n-am reușit să regrăm micile clinciuri de-astea care ne devastează viața. Altele nu se mai... Altele nu se mai... Alea sunt geniale. Orice bărbat își dorește. De exemplu, eu mi-am făcut și eu la un moment dat lungul meu șir de muier, domnul Best. Doar două femei, da, care mi-au spus asta. Mai vreau să te văd, nenorocitule. Doar două nu s-au mai întors niciodată. Aba, lista pe care mi-am făcut-o, sigur că e o listă non-exhaustivă. Cuprindea vreo 20 de muieri. Doar două nu s-au mai întors niciodată în niciun fel. Celelalte 18 toate și-au remodificat un pic, da? Ultimele cuvinte. Uite, vezi? Dar dacă revenim, vom tot reveni. Nu trebuia să puneți 2 de i, domnișoara Brad. La sfârșit, mai bine nu vă întoarceți la note. Mai bine plecați definitiv. Nu să pune 2 de ei la vom reveni. Ai. Că tot la Anita ne întoarcem, bă băieți, bă.